Aos membros do Conselho dos Químicos Especializados, na ordem de dia, a ședință de astăzi avem o singură problemă, o singură chestiune, examinarea tezei Construcția teoretică a răspunderii juridice în dreptul public și în dreptul privat, elaborată de către domnul Cerba Vesislav, conducător științific, domnul profesor dr. Habilitat Dumitru Baltaga. În conformitate cu hotărârea deci a fost format Consiliul Științific Specializat de 551-01-219 la Universitatea Liberă de Zala Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susținerea tezei doctor în drept a domnului Cerba Vesislav cu tema Construcție teoretică a răspunderii juridice în dreptul public și în drept privat, specialitatea respectivă, conducător științific Baltar Dumitru, doctor habilitat și mai departe, în următoarea componență, Smochina Andrei, președinte, Costuion, secretar științific, doctor în drept, conferențiar universitar, Avornă Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar, Grama Dumitru, doctor în drept, conferențiar cercetător, Lupașcu Zinaida, doctor în drept, conferențiar universitar și referență oficială, Grecu Raiză, doctor habilitat în drept, profesor universitar și Negru Boris, doctor în drept, profesor universitar. Deci, la moment, domnul Boris în drum vine încoace, domnul Boris vine încoace, așa până și vine. Domnul Grama este acasă, dar o trimis, Transmiteți-l. Motivat, bineînțeles, nu se poate deplasa. Nu se poate deplasa din cauza sănătății, da, dar a prezentat un aviz conform. Să-i dau citire integral. Da. Îmi dau citire integral, bine, așa. Asta este cu ordine de zi. Deci, pretendentul este domnul Cerba Vesislav, așa, dacă îmi permiteți să începem ședința, da? Da. Începem ședința, fiindcă, cine, Zinaida și cu... Trebuie să-i online. E prezentă. Da, e prezentă. Da, este. Deci atunci ofer cuvântul secretarului științific pentru a ne informa despre actele depuse la dosarul pentru sănătizile de doctor în drept. Poftim, domnul Mâmpostu. Mulțumesc, domnul președinte. Și ne informează care au fost, dacă corespund, tocmai poate poftim. Ororat Consiliul, vă salutăm călduros în prezența ședinței de astăzi. De față avem prezent dosarul domnului pretendent la gradul de doctor în drept Cerba Vesislav cu tema construcție teoretică răspundere juridice în dreptul public și dreptul privat la specialitatea 551-01 teoria generală a dreptului. Deci dosarul este absolut complet. Eu propun să trec în revistă doar, să spunem așa, componentele acestui dosar sau fără adaptire conținutului actului respectiv. Deci este demersul către universității, către ANACEC, despre faptul susținerii. Este hotărârea seminarului științific de profil, prezentă cu semnăturile respective. Este nota de argumentare privind tabelul de divergențe, ca urmare a examinării acestea de către experții ANACEC, unde se dau răspunsurile de rigoare, în măsură în care s-au luat în calcul și răspunsul acestei obiecții concret pentru fiecare în parte așa cum este cerut cu semnăturile de rigoare. Sunt listele de prezență de la seminar, cu tabelul, formularul evaluării tezei de doctor de către seminarul științific cu semnăturile respective prin care s-au acordat 69 de puncte. Datele despre membrii Consiliului, prezente cu toate, cu toate semnăturile de rigoare, lista
lucrărilor științifice, științifico-metodice didactice și, bineînțeles, avizul catedrei în cadrul căreia a fost realizată prezenta teză, de asemenea cu toate ștampilele de rigoare. Deci am mai spus, mai reiterez, dosarul este complet și este gata pentru a fi transmis ulterior. Vă mulțumim, domnul Postu, domnul secretar al Consiliului. Deci dacă sunt întrebări la... Da, la capitolul... Nu sunt întrebări. Dacă nu sunt întrebări, atunci, conform regulamentului, ofer cuvântul pretendentului la gradul științific de doctor în drept, domnului Cerba Vecislav, și, conform regulamentului, vă rugăm în timpul de până la 20 minute. 20 minute, ei, nu vă limităm. Dacă aveți probleme, putem la 30, dar vă orientați la 20 minute. Vă rugăm. Domnul Cerba, întoarceți fața spre dumneavoastră să vă vadă doamna Lupașcu. Așa, un pic deschideți-o. Ce-a făcut? Avem iar probleme acolo? Deschide-o un pic ca să... Doamnă ședință, stimați membri, permiteți să prezint teza. Deci, studiul aprofundat al răspunderii juridice nu poate fi niciodată inoportun sau neactual. Subiectul este atât de specific pentru fiecare etapă de evoluție a societății, de evoluție a dreptului, încât a afirma că este epuizat studiul acesta este absolut imposibil. Un argument în plus al actualității studiului răspunderii juridice constă în faptul că la etapa actuală, contrarea unor ramuri de drept noi și chiar netraționale, este un fenomen pe care nimeni nu îl contestă. Deja mediul juridic s-a convins de acest fenomen, ce nume poate fi oprit și care de fapt este unul firesc pentru societatea care se dezvoltă. În acest context menționăm că dacă nașterea sau deprinderea unor noi ramuri de drept este ceva unanim acceptat, atunci și formele răspundere juridice nu mai pot să rămână același ca în perioadele anterioare, când ramurile de drept nu erau atât de numeroase și specifice. Tocmai aici rezidă motivul principal actualității studiului pe care ni l-am propus. Din existența unei cercetări ce ar diferenția răspunderea juridică din dreptul public pe cea din dreptul privat. Deci în toate tratatele, manuale de teorie generale ale dreptului, domnii Avornic, Baltac, Negru, Popa, Popescu, Craiovan, Costin, Mihai, este abordat conceptul răspunderii juridice, iar în doctrina rusă, domnii Vitriuc, Alexeev, Bazilev, Bratusi, Lipinski, Leest, Marcenko, Samușenko, există o literatură impunătoare și savanții reflectă just unele aspecte ale acestui concept, cu toate acestea, din punct de vedere al pozițiilor general teoretice, nu există o elucidare completă a tuturor trăsăturilor răspunderii juridice, atât în drept public cât și în dreptul privat. Adăugăm omagile cuvenite eforturi științifice ale cercetătorilor nominalizați și relevând rolul important al investigațiilor acestora, prin intermediul căruia conținutul răspunderii juridice poate fi dezvăluit mai profund, menționăm că tematica răspunderii juridice, fiind așa de complexă, nu este epuizată. Cercetarea poate fi dezvoltată în continuare, din considerentele că, pe de o parte, orice teorie este mai cuprinzătoare decât generalizările empirice făcute la un moment dat, iar pe de alta, acumularea de noi fapte permite formularea unor caracteristici noi ale fenomenului studiat, completarea și chiar îmbunătățirea conceptelor teoretice existente. Scopul lucrării constă în identificarea și examinarea conținutului construcțiilor teoretice răspunderii juridice în dreptul public și dreptul privat prin prisma trăsăturilor și elementelor ce caracterizează în general răspunderea juridică și ca urmare accentuarea importanței acestei construcții, necesitatea operării cu această sintagmă atât la nivelul teoriei generală a dreptului și a ramurilor de drept. Elaborarea și analiza complexă a conceptului construcției teoretice a răspunderii juridice în teorie generală a dreptului, reconceptualizarea conceptului de construcție teoretică a răspunderii juridică atașată domeniului dreptului public și privat, astfel încât să fie ajustat condițiile și trăsăturile acestor forme de răspundere juridică, identificarea și caracterizarea criteriilor ce delimitează construcția teoretică a răspunderii juridice în dreptul public de construcția teoretică a răspunderii juridice în dreptul privat. Stabilirea impactului acestor criterii sub actuale tendințe de intercalare a mai multor ramuri de drept public și drept privat,
Identificarea asemănărilor, deosebirilor și cumulul răspunderii juridice de drept public și răspunderii juridice de drept privat. Prezentarea și analiza elementelor și semnelor distinctive din cadrul construcției teoretice a răspunderii juridice de drept public, prezentarea și analiza elementelor și semnelor distinctive din cadrul construcției teoretice a răspunderii juridice de drept privat, formularea concluziilor și propunerilor venite să îmbogățească actualul cadru teoretic al răspunderii juridice în teorie generală a dreptului. Ipoteza cercetare în prezența lucrării se focusează pe relevarea esenței conținutului construcției teoretice a răspunderii juridice în drept public și dreptul privat, precum și a unor presupuneri subiective, rezultate din teorie și practică realizării răspunderii juridice la nivelul diferitor ramuri de drept. Determinarea ipotezei de cercetare are un caracter anticipativ și proactiv de interpretare a răspunderii juridice, ce ne va permite orientarea cercetării către probleme cu adevărate importante, cum ar fi formularea sintagmelor de construcție teoretică a răspunderii în drept public și privat, fixarea în mod explicit și clar a obiectivelor cercetării, anticiparea răspunsurilor corect pe baza cunoștințelor existente. Suportul metodologic al tezii îl prezintă metoda de percepere dialectico-științifică, precum și metodele științifice particulare, logică, istorică, comparativă, sistemică. Metoda dialectică ne permite să utilizăm concepte și categorii, cum sunt cele de sistem, structură, elemente, funcție, finalitate și scop, conținut și formă, esență și fenomen. Față de aceste aspecte, apreciem că subiectul analizat își reconfirmă actualitatea în condițiile apariției unei noi forme de răspundere juridică, astfel lucrarea creează noi viziuni, obiective despre răspunderea juridică în drept public și dreptul privat. Metoda sistemică ne servit la identificarea formelor de răspundere juridică, ierarhică, criteriilor ce delimitează construcțiile teoretice de răspundere juridică în dreptul public și privat. Am evidențiat rolul răspunderii juridice de drept public și privat la asigurarea unității, coeziunii, echilibrului și dezvoltării sistemului de drept. Noutatea și originalitatea științifică este determinată de insuficiența studierii acestui subiect în doctrina teoriei generale a dreptului în Republica Moldova și de necesitatea abordării lui prin prisma unei noi metode și viziuni de cercetare, care ar permite aprecierea dintr-o perspectivă și de pe alte poziții fenomenului răspunderii juridice. Lucrarea reprezintă o cercetare complexă a problemelor teoretice și aplicative privind esența și conținutul răspunderii juridice, reconceptualizarea construcțiilor teoretice ale răspunderii în dreptul public și privat. Orice acțiune se dovedește a fi suficientă, exclusiv dacă pornește de la fundamente teoretice adecvate. Cele enunțate mai sus ne îndreptățesc să formulăm următoarele elemente de noutate științifică regăsit în textul prezentei lucrări. Formularea sintagmei, construcția teoretică a răspunderii juridice, identificarea elementelor ce constituie în ansamblu construcția teoretică a răspunderii juridice, formularea conceptului de construcție teoretică a răspunderii juridice de drept public, precum și de drept privat, definirea construcțiilor teoretice a răspunderii juridice de drept public și drept privat, enunțarea conexiunii dintre totalitatea ramurilor de drept în cele ale dreptului public și cele ale dreptului privat și delimitarea răspunderii juridice în răspunderea juridică de drept public și răspunderea juridică de drept privat. Rezultatele obținute care contribuie la soluționarea unei probleme științifice importante rezidă în formularea unui concept modern și oportun, construcția teoretică a răspunderii juridice în dreptul public și dreptul privat, ca fiind un concept ce verifică autenticitatea și justiția realizării răspunderii juridice în diferite ramuri ale dreptului, fapt care a condus la elaborarea și introducerea în vocabularul teoriei generale a dreptului conceptul de construcție teoretică a răspunderii juridice în vederea stabilirii elementelor, trăsăturilor, condițiilor ordinabile blocuri ale răspunderii juridice analizate, orientării practicienilor ce aplică aceste forme de răspundere, mai cu seamă în situații când unele forme de răspundere din dreptul public interferează cu unele forme de răspundere juridică din dreptul privat. Semnificația teoretică și lucrări elucidează diverse abordări doctrinale ale diferitor forme de răspundere juridică. Din perspectiva teoretică se urmărește ordonarea elementelor răspunderii juridice și anume a celor care constituie construcția teoretică a răspunderii juridice în așa fel încât să se poată opera cu sintagmele introduse în circuitul limbajului specific, teoriei generale a dreptului.
Rezultatele și concluziile prezentei lucrări vor putea fi folosite de către judecători, avocați și alți participanți în procesul de realizare a răspunderii juridice, contribuind la uniformizarea practicii juridice. De asemenea, reflectarea practică a conceptului construcției teoretică răspunderii juridice de drept public și a celui de drept privat cu siguranță va constitui un început pentru alte studii ce vor detalia anumite aspecte prezente în lucrare. Structura tezei de doctorat prin lucrare debutează cu introducere, care vine să argumenteze necesitatea studiului, novația pe care o aduce. Teza este structurată în 4 capitole, divizate în subcapitole, urmate de concluzii generale și recomandări. Teza de doctor cuprinde de asemenea adnotările, cuvintele cheie, lista abrevierilor utilizate în teză, lista bibliografică utilizată. Capitolul 1, intitulat Analiza situației în domeniul cercetării răspunderii juridice în dreptul public și în dreptul privat, realizează o trecere în revistă a materialelor științifice și a actelor normative referitoare la tema tezei de doctorat, publicate în Republica Moldova și în alte state. Examinarea respectivă este efectuată în ordine și consecutivitate cronologică. Capitolul 2, intitulat Fundamentele construcției teoretice a răspunderii juridice, aduce argumente teoretice în favoarea cercetării răspunderii juridice din perspectivele delimitării acestea în două blocuri mari, răspunderea de drept public și răspunderea de drept privat. Capitolul 3, titulat Dimensiunea juridică în construcții teoretice a răspunderii în dreptul public, caută să vină cu rezultate ce vizează răspunderea juridică din dreptul public. Aici punem în evidență mai multe aspecte ce sunt specifice răspunderii juridice din dreptul public și care o diferențiază de răspunderea din dreptul privat. Capitolul 4, Dimensiunea juridică a construcției teoretice a răspunderii în dreptul privat, vine cu anumite rezultate deja ale cercetării răspunderii din dreptul privat. Aici ținem să punem în lumină aspecte mai specifice ale construcției teoretice a răspunderii juridice în dreptul privat. În concluzii generale și recomandări, sunt expuse rezultatele cercetării finalizate, fiind prezentată poziția autorului referitoare la esență conceptului de construcție teoretică a răspunderii juridice în dreptul public și privat. Considerat oportun doctrinii juridice naționale, sunt înaintate propuneri referitor la studierea răspunderii juridice în cadrul teoriei generale a dreptului și a științelor de ramură, criteriilor de înglobare a diferitor forme de răspundere juridică în cadrul unei sau altei construcții teoretice. Lista bibliografică conține izvoare din cadrul doctrinii naționale și străine. Numărul impunător de surse normative și de specialitate confirmă un studiu profund efectuat în materie de răspundere juridică. Rezultatele științifice obținute ca urmare a cercetărilor efectuate s-au reflectat în analiza complexă a instituțiilor răspunderii juridice în dreptul public și în dreptul privat, reconceptualizarea răspunderii juridice și racordarea conținutului acesteia la tendințele doctrinare noi în materie tipurilor, formelor și modalităților răspunderii juridice, astfel încât să fie create garanții eficiente pentru apărarea drepturilor și libertăților participanților la raporturile juridice de răspundere. Argumentarea necesității includerii conceptului de construcție teoretică a răspunderii juridice în limbajul juridic al teoriei generale a dreptului. Studierea particularităților și mecanismului de realizare a răspunderii juridice de drept public și drept privat ca tipuri de răspundere juridică, orientărilor practicienilor ce realizează aceste tipuri de răspundere în situațiile când unele forme de răspundere din dreptul public interferează cu unele forme de răspundere juridică în dreptul privat. O unanimitate de opinii cu privire la identificarea conceptului de construcție teoretică a răspunderii juridice în teorie dreptului, cât și în științele de ramură, nu s-au format. Cercetând elementele de structură ale construcției teoretice a răspunderii juridice, am ajuns la concluzia că ele sunt următoarele. Normele dreptului material și procesual, sancțiunile normelor juridice de drept material și procesual, principiile răspunderii juridice, definițiile științifice și concepțiile referitoare la temerile și limitele răspunderii juridice. Definirea esenței și elementelor construcției teoretice răspunderii juridice este posibilă numai dacă se întrunesc următoarele condiții. Stabilirea unei abordări specifice pentru înțelegerea conceptului de construcție juridică ca mijloc tehnico-juridic, definirea concretă a răspunderii juridice ca instituție dreptului sau ca mijloc legal,
Definirea limitelor dimensionale a construcției teoretice răspundere juridice în general și a limitelor dimensionale ale construcției răspundere juridice în dreptul public și dreptul privat, luând în calcul scopurile și obiectivelor acestor tipuri de răspundere. Construcția teoretică răspunderii juridice în dreptul public este exprimată în sistemul de norme juridice cu caracter relativ și prohibitiv, pe baza cărora se aplică sancțiuni pentru categoriile de fapte ilicite ca infracțiuni, contravenții, delicte constituționale, precum și procedurile legate de stabilirea, specificarea și realizarea răspunderii juridice de dreptul public. Răspunderea juridică de drept public se deosebește de răspunderea juridică de drept privat prin următoarele caracteristici. Temeiul de iure și de factu, legătura de cauzalitate, prezumția de vinovăție, specificul sancțiunilor care sunt aplicate din numele statului de organele competente și au un caracter represiv, se aplică doar celui vinovat. Răspunderea fiind individuală și personală, reprezintă principala modalitate prin care autoritățile publice protejează și organizează prin constrângere condițiile de viață ale societății, au ca scop prevenirea săvârșirii de noi fapte ilicite, atât pentru cei care le-au săvârșit, dar și pentru cei tentați să le săvârșească. Construcția teoretică a răspunderii juridice de drept privat denotă un caracter interamoral, cumulând mai multe elemente specifice, dintre care temeiul de iure și de factu, prejudiciul, legătura de cauzalitate, prezumția de nevinovăție, răspunderea pentru faptul altuia, măsurile sancționării specifice. Deci noi avem așa, după cuvântul regulamentului, urmează de acum o treaptă următoare în care noi, membrii comisiei, toți cei prezenți, au dreptul să adreseze întrebările noastre și eu vă propun așa, dacă eu pot să vă adresez întrebări, răspundeți întrebare răspuns sau întâi, deci, notați întrebările și răspundeți? Da. Asta e, da? Da. Atunci, poftim. Tradițională. Așa. Dacă puteți vă expuneți iarăși la aceeași întrebare care v-am pus o dată trecută, ce ține din noutatea științifică a cercetării efectuate și ce s-a întâmplat de la etapa precedentă până la această etapă. Eu cred că o să dea citire și la vis, dar mă interesează. Ați fost de acord cu observațiile făcute de experții în ACEC? N-ați fost de acord în care parte, dacă puteți un pic să ne faceți lumină și lumini aflat. Doamne, vreau să mai revin? Poate să nu. Da, eu cred că poate chiar pentru... Că dacă suntem online, ar fi bine ca să-i expun. Să știi că noi am discutat. Da, sigur. Deci, așa, definiții proprii sau puteți să ne dați o noțiune a acestei construcții
fundamentale, pentru că să fie clar care sunt elementele acesteia. Deci, sunt generalizați într-o frază, maximum în două, dacă puteți, noțiunea aceasta de construcție teoretică a răspunderii juridice. Și care sunt elementele? Doar să le numerați, fără să le descrie. Mulțumesc. Așa. Domnilor, aveți o întrebare? O cine? Acuș. În referat. În referat să te văd. Da, da. Sunt întrebări. Domnul Negru e referent. Nu, dar are dreptul să... Aveți dreptul să ne îngrasă pe oameni. Nici o problemă, așa? Bine. Ați ceva, Alexan? Dumneavoastră? Vă rog, să vă expuneți acum în... În procesul. În procesul, da. Sustenerii referatului, deja vor apărea. Deci, eu am înțeles că, într-adevăr, tema e principală care a fost adresată întrebarea gradul de noutate, care v-a spus domnul Vornic, așa? Și, ca să explicați asta e bună, mai departe. Eu aș vrea ca să vă adresez și eu o întrebare referitor la care și rezultate aveți nou, principal nou, cu ce ați venit dumneavoastră în cercetarea dumneavoastră? Poate că asta este și noutatea științei, cred, da? Așa, eu vă mulțumesc. Așa. Sunteți gata de răspuns sau noi așteptăm? Noi așteptăm, da? Noi putem să începem cu... Mai voi de acum vă răspunde și la cele întrebări care au venit la anacer, de acum care au fost nota informativă care au fost. Deci, așa o să răspunde dânsul, cred că, da, eu la catedră și toți le reiterez. Da? Da. Atunci... La catedră și la seminar. Da. Am pomenit la început, când am trecut în revistă componentele dosarului și ultima i-am dat știrea avizului catedrei. De fapt, asta e prima etapă din care a pornit discuțiile propriu-zise, într-un format mai larg vis-a-vis de construcția proiectului de răspundere juridice. Este redactat pe 5 pagini, semnat. Dacă îmi permit... Nu mai... Da, domnul președinte, asta am vrut să propun, să dau citire doar la sugestiile sau cele invocate în cadrul ședinței de catedră. Catedra de public menționează și unele carențe și inadvertențe în teză și formulează următoarele obiecții și sugestii. 1. Redactarea introducerii, care nu este clară și nu descrie tematica. 2. De revăzut compartimentul concluzii și recomandări. 3. Conformarea unor surse din lista bibliografiei cerințelor tehnice regulamentare, deoarece există unele devieri de la exigențele regulamentului ANACER. Lista bibliografiei nu este ordonată. 4. De completat compartimentul concluzii și recomandări cu referințe la publicațiile autorului. Luând în considerație, deja urmează partea rezolutivă, a recomandat teza, construcția teoretică răspunderii, pentru susținere, da, exact, în cadrul seminarului științific de profil și mergem imediat la seminar. La seminarul științific de profil, el un pic mai înainte, unde se redactează documentajul, este datele, e mai înainte. Ce scuze, da. Este. Este, sigur că este, pentru că este semnat de președinte domnul Vornic. L-am găsit. Decizie, de unde sunt aprobarea. Da.
calitatea, originalitatea, aprobarea rezultatelor cercetării, decizia, teza se apreciază ca bună, necesită unele modificări, după efectuarea cărora și verificarea de către președintele seminarului științific de profil, se recomandă spre susținere în Consiliul Științific Specializat. Deci, prin urmare, a fost apreciat cu 79 de puncte, prin completarea formularului 69, cer scuze dacă am greșit, 69 de puncte. Rezumând concluziile făcute de experți privind originalitatea, valoarea științifică și aplicativă a tezei și propunerea acestora de a aproba rezultatele cercetării și de a recomanda spre susținere teza de doctor construcția teoretică a răspunderii juridice în dreptul public și în dreptul privat a pretendentului Cervă Vecislav și s-a hotărât de a aprecia teza ca bună, necesitând unele modificări care au fost pe parcurs sau ulterior verificate de către președintele seminarului științific de profil. Semnătură, George Agornic, profesor universitar. Atât. Ce mai trebuie, domnul profesor, să dau citire? Dacă sunt întrebări la acest capitol, pot să mai dau citire sau să nu de acum, reiterez. Pretendentul să răspundă dacă el luat în considerare sau nu, când se e în cuvântul, la obiecțiile respective. Și la obiecțiile făcute de la acest... Exact, corect. Așa? Domnul Cervă, noi vă așteptăm. Deci, o întrebare clasificare tipul formelor și modalități de răspundere juridice. Deci, sunt următoarele. Deci, tip de răspundere juridică, răspundere de drept public, răspundere de drept privat. Formă de răspundere juridică, răspunderea constituțională, răspunderea administrativă, penală, civilă, care majoritatea cazurilor corespund unei ramuri de drept. Deci modalitatea de răspundere juridică, de răspunderea delictuală și răspunderea contravențională în drept civil, răspunderea patrimonială, răspunderea contravențională, răspunderea disciplinară în dreptul administrativ, care pot fi interamurale. Și limitele realizării răspunderii juridice, deci răspunderea juridică realizată, răspunderea juridică nerealizată. Asta la întrebarea doamnei profesoare Zinaida Lupașcu. Deci, ce înțelegeți de constatare pe repartimentul? Întrebarea domnului postul, elementele și asta. Deci, o umanitate de opinie cu privire la identificarea și definirea conceptului de construcție teoretică a răspunderii juridice în teoria dreptului cât și în științele de ramură nu s-au format. Cercetând elementele de structură ale construcției teoretice a răspunderii juridice, am ajuns la concluzia că ele sunt următoarele. Deci, normele dreptului material și procesual, sancțiunile normelor juridice de drept material și procesual, principiile răspunderii juridice, definițiile și concepțiile referitoare la temeiurile și limitele răspunderii juridice. Ce este răspunsul? Da, la definiție construcției răspunderii juridice, întrebarea domnului Slăchina. Deci răspunderea juridică de drept public se deosebește de răspunderea juridică de drept privat prin următoarele caracteristici. Deci ele sunt temeiul de iure și de facto, legătura de cazualitate, prezumția de nevinovăție, specificul sancțiunilor care sunt aplicate din numele statului de organele competente, au un caracter represiv și se aplică doar celui vinovat, răspunderea fiind individuală și personală. La fel, reprezintă principala modalitate prin care autoritățile publice protejează și organizează prin constrângerea condițiile de viață ale societății, au ca scop prevenirea săvârșirii de noi fapte ilicite, atât pentru cei care le săvârșesc, dar și pentru cei tentați să le săvârșească. Această noțiune de construcție juridică, așa, foarte
reușit, ne-a demonstrat, vreau zic, elementele și așa mai ce și am dat asta întrebarea noastră. Vedeți? Așa, trebuie și motivare. Ați citit la obiție și o să aveți răspunsul la domnul... Da, deci... Toate sau... Cum credeți că e... Cum credeți, frate, și nu? Ce e mai prioritar, ca să vă vedeți dumneavoastră? Bine, eu propun așa, cele care le-a luat în considerație, probabil că... Dar cele nu, care eu care nu suntem... Ar fi bine așa, da. Care nu sunteți. Deci... În compartimentul 2.1, pagina 54-55, candidatul vine cu definiția construcției teoretice a răspunderii juridice, propusă de doctrinarii ruși, dar în compartimentul 1.3, concluzii la capitolul 1 și concluzii generale și recomandări, aceleași definiții le prezintă ca proprii. Noi sugestia n-am acceptat-o. Deci în compartimentul 2.1 sunt făcute referințe la articolul științific Cuzmin. În acest articol nu este prevăzut definiția construcției teoretice răspunderii juridice. Autorul enumără doar elementele construcției teoretice răspunderii juridice. Aceste elemente au fost citate în teză cu referințele de rigoare în conformitate cu ghidul de redactare tezelor de doctor Ana Cec. La pagina 56, compartimentul 2.1, pagina 169, concluzii generale și recomandarea tezei, este prezentată definiția construcției teoretice a răspunderii juridice în teorie generală, dreptul dedusă în urma cercetărilor făcute asupra temei de teze de doctorat. Altă ca sugestie. Este necesară aducerea în discuție unui număr mai mare de specii și studii de caz pentru a se face mai lesne ancorarea situațională a problematicii cercetate. De asemenea, sugestia nu se acceptă și teza este o cercetare științifică în domeniul teoriei generale a dreptului. Deci rezultă că speciile și studiile de caz sunt mai puțin necesare pentru specialitatea teoriei generale a dreptului. Mai mult ca atât, în articolul științific, deci unele considerații teoretice privind raportul de cauzalitatea în răspunderea juridică de drept privat, în articolul Lege și Viața, sunt prezentate studii de caz, dar venind cu argumente de rigoare enunțate mai sus, s-a considerat oportun că nu este necesar de a introduce aceste studii de caz în varianta finală a lucrării. Încercăm să scăpăm de mască, dar de acum de prinderea cu mască, toate că avem vaccin, eu am ambele vaccine și pașaport și verde și care mai sunt, dar dacă am rămas cu chestia că purteam și purteam această mască. Referitor la doctorantul meu Cerba, Vecislav, eu am început cariera de doctorant în 2014, mai am spus 2014. Pentru că de acum colegii lui, de mult, de acum sunt și conferențiari universitari care au finalizat, care au început împreună. Dumnealui a avut niște probleme obiective, au fost probleme de sănătate și probleme destul de serioase și aceasta l-a făcut ca să amâne pregătirea și susținerea tezei. Ei, au trecut prin toate acestea. Vreau să spun că dumnealui este absolventul Universității de Stat. Tot la Universitatea de Stat el și-a făcut și masteratul. Este un lucrător practic și dacă uneori, eu știu, tema cercetării în teoria dreptului nu coincide cu activitatea lui practică, în cazul dat, anume cercetarea pe care el a realizat-o, este legată și de activitatea lui practică. Dumnealui locotenent colonel,
lucrează la Ministerul de Interne, în cadrul serviciilor de infracțiuni economice, anume răspunderea în dreptul penal, răspunderea când vorbim de infracțiunile în dreptul penal, contravențiile administrative și acele delicte care există în dreptul privat. Deci, vedem o îmbinare activității teoretice cu activitatea dumnealui practică. Dar dacă pe parcurs, cât a fost doctorant, la timp a prezentat toate materialele care erau necesare, publicațiile, referatele, examenele a ținut la timp, traseul a trebuit la parcurs. A trecut această etapă și mai fost o etapă care știm noi foarte bine, că atunci când la ANACEC, când a fost prima dată de, prima dată de pus dosarul, s-au găsit unele probleme, noi am lucrat împreună asupra acestor probleme și în rezultat a fost decizia de acum a ANACEC-ului prin care a fost format Consiliul Științific pentru a ține teza de astăzi. Vedeți că, cum ar fi, cât n-ai fi de colonial și de locotenent colonial, dar când e vorba de teoria dreptului, aici toți adică, au anumite emoții în expunerea materialului. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumim, domnul director, domnul profesor. Așa, și de cum trecem la modul de treaptă, oferim cuvântul referințelor chiar. Așa, doamna profesoară, doamna profesoară dumneavoastră, așa, prima. Mulțumesc! Eu, profesorul meu, pe picior egal nu pot fi niciodată. Întotdeauna îl pot doar urma. Care e de orientă. Deci, stimate domnule președinte, onorați membri ai Consiliului, am studiat cu atenție lucrarea elaborată de către pretendentul nostru de astăzi, Cerba Vyacheslav, la tema construcția teoretică răspunderii juridice în drept public și în dreptul privat. Și pe marginea lucrării am elaborat acest aviz în care am încercat să includ și unele aprecieri care le făceam noi anterior, când numeam actul ăsta elaborat de referent aviz și criteriile care se înaintează astăzi față de ceea ce se numește referant de analiză. Deci așa, ca în orice perioadă de trecere. Din acest motiv încep de la constatarea faptului că, fără doar și poate lucrarea elaborată de către autorul Cerba Vyacheslav se încadrează perfect în cadrul specialității 5.5.1.0.1 Teorie Generală a Dreptului, în lucrare fiind supusă analizei științifice una din cele mai importante instituții, atât în domeniul public cât și în cel al dreptului privat, și anume cea a răspunderii juridice în complexitatea aspectelor teoretice și practice ale acestei instituții. Autorul și-a propus drept scop să identifice și să examineze conținutul construcțiilor teoretice a răspunderii juridice în dreptul public și în dreptul privat și, drept consecință, să reliefeze importanța construcției respective și să argumenteze necesitatea utilizării sintagmei construcției teoretice a răspunderii juridice atât în domeniul teoriei generale a dreptului cât și în ramuri concrete ale dreptului. Scopul a fost formulat corect și redând tocmai dezideratul științific al investigației întreprinse. Ca de obicei, într-o realizare a scopului au fost trasate obiectivele care corespund întru totul scopului. Ele sunt diverse ca semnificație, însă absolut fiecare este iminent atingerii scopului cercetării. Sunt obiective deci deosebit de complexe, cum ar fi propriu zis, da, elaborarea și analiza complexă a conceptului însă și a construcției teoretice a răspunderii juridice în teoria generală a dreptului,
cum ar fi stabilirea criteriilor, da, delimitării răspunderii în dreptul public și în dreptul privat, anume în baza, da, utilizării acestei construcții metodologice, aș spune eu, a conceptului, a construcției teoretice răspunderii juridice în ambele domenii. Bineînțeles, ca semnificație teoretică, lucrarea se impune, pentru că, în principiu, ea facilitează conceptualizarea actualizată a instituției analizate de pe pozițiile teoriei generale a dreptului, ca fiind perfect aplicabil atât în domeniul public cât și în dreptul privat. Valoarea aplicativă a lucrării este semnificativă, ori ce-ar fi toate reglementările noastre și în dreptul public și în dreptul privat, dacă la un mit moment, în final, noi n-am vorbit despre răspundere pentru încălcarea acestor reglementări. Deci nu poate fi vorba aici despre teorie pură, aici se impune valoarea aplicativă. Analiza actualității temei și a problematicii abordate de către pretendentul de astăzi, domnul Cerba Veceslav, este probată de actualitatea însăși a instituției răspunderii juridice, fapt care l-am menționat anterior și, deci, actualitatea, bineînțeles, nu poate fi supusă dubiului, deoarece semnificația instituției evoluează odată cu evoluția dreptului ca sistem, cu evoluția ramurilor concrete ale dreptului și fiecare reconceptualizare ea întotdeauna va rămâne iarăși actuală, pentru că e bazată pe sursele doctrinare de ultimă oră, pe da, accepțiunea instituției respective care s-a format în societate la moment. Și din acest motiv, din această perspectivă, eu consider că demersul științific întreprins este cât se poate de actual, fiind orientat spre formularea unor soluții teoretice pentru mai multe probleme ce apar în legătură cu evoluțiile în societatea noastră. Metodologia utilizată, fără doar și poate, a fost sub conducerea unui asemenea conducător științific, cum este domnul profesor Dumitru Baltac, metodologia a fost utilizată cea mai corectă, cea mai adecvată, au fost utilizate și cele mai indicate pentru asemenea cercetare metode științifice, deci eu nu le voi invoca, dar e de ajuns să treci așa doar în retrospectivă teza și să observi imediat și metoda comparativă și istorică și metoda logică, sistemică, inducție, deducție. Deci utilizarea acestor metode a fost în deplină orientare spre atingerea scopului și obiectivelor formulate, de aceea consider că metodologia utilizată corespunde în totul obiectivelor lucrării. În continuare, deci, un volum destul de considerabil din avizul meu îl ocupă capitolul care se numește Analiza conținutului tezei de doctorat. Deoarece noi toți, stimați membri ai Consiliului și stimate domnul profesor Boris Negru, referent, am studiat din scoarță în scoarță această lucrare, deci nu îmi propun să trec foarte minuțios toate capitolele și compartimentele lucrării așa cum am relevat deci, conținutul lor în aviz, dar unele, da, din cele mai importante abordări, idei, concluzii, oricum eu cred că trebuie invocate,
începând chiar de la primul capitol, analiza situației în domeniul cercetării, răspunderii juridice în drept public și drept privat și începând chiar primul compartiment 1.1, analiza cercetărilor științifice privind construcția teoretică, răspunderii juridice în drept public și drept privat, trebuie invocat pentru că, așa după cum corect menționează pretendentul nostru, nu există astăzi o analiză minuțioasă a delimitării teoretice și practice din perspectiva teoriei generale a dreptului, a răspunderii juridice, în drept public și în drept privat. Și nu există o unitate în sensul acceptării, punerii în circuit, utilizării sintagmei însăși, construcție teoretică, răspunderii juridice în teoria dreptului. Respectiv, doctorandul nostru, în urma analizei întreprinse, concluzionează că în pofida multitudinii da, lucrărilor care se atestă în domenii, iată, aceste aspecte concrete nu au fost cercetate și își propune să le cerceteze în prezenta lucrare. Nici, iată, în compartimentul 1.2, nici ca reglementare juridică, deci niciun act normativ nu reflectă răspundere în drept public și drept privat, constată pretendentul și trebuie să fim de acord cu dumnealui, în această privință. Deci, este fundată concluzia la care ajunge autorul și anume construcția teoretică răspunderii juridice în dreptul public și dreptul privat este supusă unei continue evoluții și aceasta se întâmplă în primul rând sub nivelul modificărilor legislative și mai actual a schimbărilor și transformărilor pe plan ramural care noi toți vedem că sunt foarte intense și deschid noi perspective de cercetare. În capitolul 2, fundamentele construcției teoretice a răspunderii juridice, la compartimentul 2.1, autorul apreciază pe bună dreptate, pe bun temei răspunderea juridică, drept una din categoriile fundamentale ale științei dreptului contemporan, și la fel este de apreciat în acest compartiment și formularea propriei definiții a construcției teoretice răspunderii juridice ca model de structură realizată de autor. Analizând și definind conceptul de construcție teoretică răspunderii juridice în dreptul public, autorul analizează opiniile care există pro și contra, identifică invocând opiniile altor autori și formulându-și propria accepțiune, semnele distinctive care deosebesc răspunderea de drept public de alte forme ale răspunderii. În ceea ce ține de compartimentul 2.3, formularea și definirea particularităților conceptului de construcție teoretică răspunderii juridice în dreptul privat, autorul de la bun început menționează diversitatea opiniilor contradictorii care există cu referință la această instituție individuală și semnalează necesitatea elaborării unei opinii care ar fi s-ar bucura de o susținere așa mai pronunțată. Iarăși vom menționa importanța definiției proprii autorului referitoare la și construcția teoretică, răspunderile juridice în dreptul privat. În compartimentul 2.4 se analizează anumite similitudini proprii ambelor forme de răspundere juridică analizate în lucrare, dar și se invocă și se caracterizează criterii foarte clare de delimitare a acestora la nivel de norme de reglementare, de subiect, de obiect și așa mai departe. La capitolul 3, dimensiunea juridică a construcției teoretice a răspunderii juridice, în compartimentul 1 este analizat de mediu de iure și de faptul al răspunderii în dreptul public. Și aici, la fel, nu putem să nu fim de acord cu opinia pretendentului de astăzi,
că este greu să te pronunți în privința temeiului de iure a răspunderii când e vorba de dreptul public, pentru că aici operează o diversitate de norme juridice, de juridici de cele mai diverse categorii și nu poți identifica clar un anumit criteriu normativ. În ceea ce ține de temeiul de fapt, da, aici este mai simplu și după cum ne-a relatat și mult stimat conducător științific, domnul profesor Baltar, bineînțeles, ca practician, domnului pretendent de astăzi a reușit foarte bine să analizeze temeiul de fapt, o faptă ilicită și care prezintă un anumit grad de pericol social și să exemplifice în primul rând prin normele din dreptul penal, lucrul ăsta aici, deci, cum s-ar zice, abilitățile de practician au fost extrem de utile la acest capitol. Raportul de cauzalitate, iarăși, este foarte bine analizat cu referință la construcția teoretică a răspunderii juridice în dreptul public. Sunt invocate și mai multe definiții referitoare la raportul de cauzalitate, dar și, iarăși, deci, bineînțeles, prima ramură de drept care se impune a fi invocată în acest context este iarăși dreptul penal, pentru că unde mai vorbim noi despre raport de cauzalitate, dacă nu în dreptul penal, da. Și analiza este iarăși destul de bine fundamentată. Același lucru se referă și la compartimentul 3.3, prezumția de nevinovăție, componenta a construcției teoretice a răspunderii juridice în dreptul penal, este, în opinia autorului, un element specific al răspunderii juridice în drept public, argumente suficiente sunt aduse în sensul dat și nu putem să nu fim de acord cu opinia și să nu apreciem argumentele aduse. Și cele analizate formulează sau urmând cele, pornind de la cele analizate, autorul formulează corect diferența esențială existentă între dreptul public și dreptul privat la nivelul prezumării. În dreptul public acționează prezumția de nevinovăție, în dreptul privat cea a vinovăției. Măsurile sancționării, iarăși, da, în dreptul public, bineînțeles că este vorba de așa ramuri de drept cum este dreptul penal, dreptul contravențional. Se invocă specificul sancțiunilor, de exemplu, în domeniul dreptului penal. Se formulează concluzii foarte clare la acest capitol în ceea ce privește, iată, dimensiunea aceasta teoretico-practică a construcției juridice, a construcției teoretice, răspunderii juridice în drept public. Și într-un sfârșit, în capitolul 4, capitolul final, se examinează dimensiunea juridică a construcției teoretice, răspunderii în dreptul privat. Și aici se vorbește despre temeiul de fapt, despre legătura de cauzalitate, despre prezumția de vinovăție, însă deja gata, accentele sunt evident puse în conformitate cu principiile și normele care funcționează în drept privat. Deosebirea este sesizabilă, deci condițiile răspunderii juridice, prejudiciul care apare în dreptul privat, se tratează destul de larg despre abuzul de drept, deci legătura de cauzalitate, da, este element al construcției teoretice răspunderii juridice în drept privat, dar ea abia se afirmă în unele ramuri ale dreptului, se invocă codul civil în care se vorbește despre legătura cauzală. Și, deci, specificul, iarăși, răspunderii în drept privat, prezumția de vinovăție, da? Ceea ce deosebește categoric, da?
răspunderea în dreptul privat, de răspunderea în dreptul public. Și mai este un aspect foarte important care niciodată nu se vor suprapune în aceste două ramuri, două domenii, pardon, ale dreptului public și privat, răspunderea pentru fapta altuia. Deci nu poate să existe în această perspectivă prea multe similitudini, pentru că este vorba despre o modalitate specifică anume dreptului privat și aceasta în anumite condiții și chiar fiind respectate aceste condiții, autorul îmi pare mie că foarte corect menționează că e vorba despre un prezumat când vorbim despre răspunderea pentru fapta altuia în dreptul privat. Măsurile sancționatorii iarăși se deosebesc, evident, în dreptul privat de cele din dreptul public. Ele sunt analizate foarte detaliat, sunt analizate funcțiile esențiale, inclusiv ale sancțiunilor procedurale, deci aici iarăși autorul se arată cunoscător și specialist în domeniul ca practician, în primul rând. Foarte vastă, complexă o temă și o temă cu conotații, după mine, concret, așa, metodologice în această cercetare s-a întreprins. Deși, repet, cercetarea se încadrează perfect în domeniul teoriei generale a dreptului și foarte corect spune autorul că teoria este aceea care trebuie să ofere și suportul și acoperișul pentru conceptualizarea răspunderii juridice în ambele domenii ale dreptului, anume prin formularea acestei construcții teoretice pe care a încercat și spunem că a încercat cu succes să formuleze, să argumenteze cercetătorul în teza sa de doctor. Rezultatele cercetării, concluziile finale și recomandările, impactul acestora asupra domeniului abordat, deci și la acest capitol am găsit că lucrarea corespunde tuturor cerințelor, pentru că rezultatele obținute în urma elaborării tezei de doctor de către domnul Cerva Veceslav prezintă o semnificație teoretică practică importantă prin faptul elaborării, argumentării și introducerii în circuitul doctrinar a conceptului actual de construcție teoretică a răspunderii juridice în domeniul dreptului public și a dreptului privat ca model de bază pentru verificarea corectitudinii și motivării științifice a diverselor forme de răspundere juridică în drept. Aceasta conferă rezultatelor obținute și importanță practică foarte clară. Concluziile finale și recomandările vin ca o continuitate, ca o chintesență a concluziilor formulate la sfârșitul fiecărui capitol și în aceste concluzii iarăși vom menționa încă o dată valoarea definițiilor formulate de autor referitoare la construcție teoretică, răspundere juridice ca atare în dreptul public și în dreptul privat. Concluziile teoretice și recomandările și-au găsit expresia în publicațiile autorului, care sunt în număr total de 12, cu prezentarea deci, la forurile științifice de nivelurile recomandate de cerințele reglementare. Noutatea și originalitatea cercetării se impun ambele, da? Prin aceea că pentru prima dată se abordează problema răspunderii juridice în teorie generală a dreptului dintr-o perspectivă, iată, modernă, deocamdată insuficient de cercetată în doctrină. Se argumentează necesitatea introducerii în circuit însăși conceptului de construcție teoretică a răspunderii juridice cu detaliere argumentată a esenței acestei, elementelor indispensabile în cele două ramuri ale dreptului. Contribuția personală a autorului
care a realizat o lucrare complexă, este incontestabilă. Scopul și obiectivele au fost cu succes realizate, problema științifică soluționată este într-adevăr una importantă și așa găsit rezolvarea în urma investigației întreprinse. Referitor la stil, claritate și precizie exprimării, de tautologie, opinia, că lucrarea este elaborată într-un stil științific adecvat, indicat, corespunzător unor asemenea cercetări, este prezent spiritul analitic, cu elemente de critică constructivă, autorul formulează și motivează cu multă claritate idei, opinii proprii, este convingător în formularea concluziilor, bineînțeles, complexitatea temei cercetării a solicitat și autorului multă abilitate pentru a aborda la fel de complex materia și pentru a-și exprima exact în discursul său științific ideile și opiniile proprii. Aparatul științific utilizat în corespundere cu normele regulamentare, deci lucrarea este executată cu respectarea cerințelor înaintate față de corectitudinea aparatului științific. Din câte judecăm noi, deci nici citările nu sunt excesive, preluări masive nu se atestă, bibliografia este redată corect, suportul bibliografic este impunător ca număr și ca relevanță științifică, 373 de lucrări dintr-un areal științific foarte extins. Sub aspect formal, viza tehnică, lucrarea este realizată corect și în corespundere cu rigorile regulamentare. Autorul dă dovadă de cunoașterea normelor de tehnoredactare, de citare, de utilizare a abrevierilor. Se atestă, dar recunoaște mici erori de ordin tehnic, dar la ce se referă? Așa, câte buchi scăpată aici, acolo, pe mai multe pagini, am impresia că azi ține lucrări la tipografii, se editează, în care nu o să găsim noi pe aici, acolo, câte o eroare de ordin tehnic. Autoreferatul corespunde tuturor cerințelor și corespunde conținutului tezei. În urma celor analizate, noi putem formula cu referință la conținut două sau trei obiecții, sugestii, poate mai mult, de exemplu, da? În cadrul analizei instituției răspunderii penale în compartimentul 1-2 din teză, paginile 34-35, autorul utilizează mai multe noțiuni corecte ca fond, dar proprii reglementărilor legislative din Codul Penal al României. De exemplu, formele vinovăției, intenția și culpa. La modalități se invocă inclusiv culpa cu prevedere și fără prevedere, pe când Codul Penal al Republicii Moldova operează un pic cu alte, da, noțiuni, formele vinovăției, intenția și imprudența, modalități ale imprudenței, sinecredere și neglijența, deci nu era greșit să se invoce în prima versiune, poate că trebuia, eu știu, semnificația e aceeași, în fond aici nu găsim o mare greșeală. La pagina 100 eu am rămas totuși cu impresia că e vorba despre mai repede o eroare tehnică, deci când se scrie despre temeiul real al răspunderii juridice, se afirmă că anume componența infracțiunii stipulată în legea penală prezintă temeiul juridic al răspunderii juridice în drept public. Este eroare tehnică și trebuia să fie scris în drept penal sau dacă s-a vrut în drept public, atunci în primul rând în dreptul penal. Pentru componența infracțiunii ea este specifică dreptului penal ca una din ramurile dreptului public. Dar asta o să ne explice autorul dacă e eroare sau poate că eu aici ceva nu am înțeles corect. Și deci o sugestie când se analizează actele internaționale care vizează compartimentul ăsta ce ține de prezumpția nevinovăției, deci
se analizează actele internaționale ce proclamă prezumpția nevinovăției în compartimentul 3.3. În închipuirea mea era bine să se invoce și articolul 6 din Convenția Europeană a Drepturilor și Libertăților Fundamentale ale Omului, cu atât mai mult că un pic mai departe, în continuare, oricum această convenție este invocată, dar deja în cadrul unei analize concrete. Deci acolo unde era declarația universală, acolo trebuia să fie, după mine, și Convenția Europeană. Dar, deci, după cum am scris, așa menționez și acum în ședință, aceste sugestii nu diminuează nici într-un mod semnificația teoretică și valoarea științifică a lucrării. Faptul, dat, nu mi-a influențat niciun pic opinia mea despre aceea că lucrarea corespunde tuturor cerințelor regulamentare, este o lucrare executată la un înalt nivel științific, cu valențe practice incontestabile și cele relatate mi-au permis să concluzionez admisibilitatea spre susținere publică a tezii de doctor realizate de către domnul Cerba Veceslav la tema Construcția teoretică a răspunderii juridice în drept public și în drept privat la specialitate 55101, Teorie generală a dreptului, în vederea conferirii autorului titlului științific de doctor în drept. Aceasta este formula care se cere acum regulamentar, concluzia despre admisibilitate pe veche, așa cum vorbeam noi cândva și eu insist să subliniez lucrul ăsta, deci eu consider că lucrarea corespunde tuturor regulilor, ea poate fi apreciată ca o veritabilă și bună lucrare de bună teză de doctor în drept, iar pretendentul nostru de astăzi merită conferirea titlului științific de doctor. Vă mulțumim mult, doamnă Lăiza, deci aveți pe cel dreptate, spuneți că permiteți pe susținere, pentru că ați prezentat avizul cu două săptămâni înainte, pentru că ați fi inginer, da? Se mai întâmplă, da, se Veceslav. Mai întâmplă. Deci azi ești Veceslav, la tine se adresează altă formă, da? Da, azi spune Veceslav. Tu trebuie să răspunzi la o lecție de referință, nu te grăbi acum, nu te grăbi, eu propun să referim cuvântul domnului Negru, domnul Boris Negru, domnul profesor, încărcat de referent oficial, și aici vreau să vă amintesc că iată și o problemă, doamna Raița. Câțiva ani în urmă, poate de 5-6, în cadrul unei susțineri, invităm oponenții, referenții oficiali la... Eu prin cuvânt. Unul din România, unul din Ucraina și unul nostru. Și iar unul din rotație, 1, 2, 3. Și unul zice, eu sunt numărul 3. Noi vom zice că eu sunt numărul 2. Și de atunci, în rotul regradei noastre, nu-i pus 1, 2. Deci 1, 2, 3. Dar și toți, scozele zice, uite asta, ai văzut? Grecu Larisa, Negru Boris, dar mai departe, acum 1, 2, 3, 4, 5 membri. Asta vedea, da? Membrii las clarificări, dar noi cu domnul profesor Negru. Vă mulțumesc, stimați președinte, stimați membri a Consiliului Științific Specializat, stimat doctorant, stimat conducător științific, onorat asistență. Eu fac o deosebită plăcere ca să menționez faptul că mi-e plăcut când susținem teza pe care le-a pregătit domnul profesor Valtar, fiindcă eu stau și mă mai gândesc, păi cam și probleme de răspundere, de cu răspunderea juridică poate să mai apară. Da. Pentru că mi-a chiar am menționat în referința respectivă, chiar putem vorbi de o școală, o școală a profesorului Drumitru Baltar referitor la problemele de răspundere, pentru că noi am fost martori sau am participat la seminarii de profil sau în calitate de referență sau în calitate de membru a Consiliului Științific și Specializate și, într-adevăr, lui multe lucrări le-a îndrumat și
Iată, suntem acum martori și mă spun la o nouă, încă nu l-am întrebat. Da, la o nouă susținere și eu vreau să spun că, în principiu, în teză de la bun început, vreau să spun că suntem suflul conducătorului științific. Adică așa entuziasm, care de altfel ești specific și doctorandului nostru, pentru că dumneavoastră a... Într-adevăr, e o problemă extrem de actuală, răspunderea. Pentru că vrem noi sau nu vrem, dar la fiecare pas ne confruntăm cu răspunderea. Și răspunderea are și o istorie tare de lungată. Pentru că când a apărut răspunderea? De când apare mânia, e că răspunderea, de fapt, Adam și Eva de-a avut răspuns, dacă ne referim noi. Și dacă luăm noi așa ea, răspunderea juridică are și un scop medical și eu chiar ne-am găsit la Seneca că el are o lucrare acolo despre mânie și el spune că adică se încearcă prin răspundere să repare, adică să recuiască rana aceea care a fost pricinuită de cel care încalcă prevederile normelor juridice, că într-adevăr e o problemă și prostatoare, e problemă legată și din realizarea dreptului propriu zisă, pot să avea și ele mai perfecte norme juridice, dar dacă nu se transpun în viață, și e legată și de finalitatea dreptului, de finalitate. Fiindcă dacă dreptul nu lucrează, nu funcționează și dacă rămân fără atenție încălcări, noi știm că suntem cam din păcate de prinși cu cazul din încălcări, când trece un an, doi, trei, patru, eu mi-aduc aminte, fiind în Consiliul Superior al Magistraturii, când s-au început cu problemele răspunderii unui judecător pentru fel de fel de... am venit cu o inițiativă, am numit că... Dar de unde e luată? De jos să iei ziarele și în ziare poftim să arătate încălcările care au fost făcute sau așa că noi trebuie să luăm atitudine. Și a doua, la ședința următoare, a venit Efrim cu o propunere de a pedepsi un judecător. Eu întreb, dar restul unde-s? Mi-am spus că tăță și intră așa răspund, dar eu îi spun că eu nu aș fi merg la Consiliul, mă atâta și ministru, dar cum nu a răspuns așa și nu ați răspunde? Chiar și aista care îl propune, dumneavoastră, Doamne, fiindcă finalitate noi așteptăm. Și eu spun că e o problemă extrem de actuală, dacă e vorba de răspundere. Se neagă o tărâie din timpul când era dinte pentru dinnic. Da, el... Că a avut problemă. Da. Fiindcă trebuie de găsit o soluție. Legea ta de vorba. Finalitate de găsit și de... Nu de chiar de găsit așa... unul după altul, cum zice, de rup mâinile, dar trebuie de măsuri, a venit o modificare, o schimbare. De atâta eu am citit cu interes, de asemenea am redactat un, mă rog, o referință respectivă, dumneavoastră mi-ați ajutat mult și eu ați mă strâng ca să nu repet ce și ați vorbit dumneavoastră, că ați făcut o analiză jos pălăria asupra tezii. În orice caz, voi încerca ca să-i expun unele probleme care au fost reflectate în... Nu vă repetați, domnule. Nu repet, că nu-i cazul că să repetăm. Și de atâta eu am făcut referință pur și simplu la originalitatea, la sănătatea tezei, pentru că nu depinde de la bun început. Dacă... Nu steme epuizabile, la drept vorbind, dar răspunderea, într-adevăr, e o problemă extrem de importantă, totdeauna ușor și o rămasă. Da. Și actualitatea temei investigate de domnul Cerba, de asemenea, rezultă și din... A lui menționează lipsa unor lucrări anume din domeniul teoriei generale a dreptului și anume problema construcției, iată, anume construcția, sintagma asta. El
a încercat să o încetățenească. Și mi se pare că, într-adevăr, sintagma merită ca să fie încetățenită în limbajul științific, în teoria generală a dreptului și în știință, în general, dacă ar fi să vorbim. Și eu spun că, într-adevăr, și plus la toate originalitatea și însemnătatea unei teze rezultă din faptul, chiar una și aceeași problemă, care s-ar părea că e scris mult, dar viața nu stă pe loc, apar noi relații de pildă, apar noi modalități, apar noi fapte licite. El spus cineva cu câți ani ori, cu eu frat Cardo. S-ar fi uitat la tine și Cardo, ăsta de unde a căzut de pe lună de pildă sau eu frat bani de pe Cardo. E că vedeți, în genere, dacă e vorba de răspundere, într-adevăr e o problemă foarte actuală și consider că doctorandul și sub îndrumarea conducătorului științific a făcut o alegere corectă a temei și reușite și, în orice caz, în ceea ce privește argumentele sau dacă vorbim noi despre fundamentarea teoretică de pildă a lucrării, iar încă din scopul preconizat de către autor de pildă, din acele obiective, dar ele sunt organic legate între ele ca scopul obiectivele, pentru că ele dezvăluie, la drept vorbind, scop, adică fac așa ca acum un plan de cercetare pentru a răspunde la toate întrebările de pildă. Și eu consider că, într-adevăr, în privința asta s-a făcut un lucru foarte bun și, în genere, pentru tezele de doctor, anume că el e doctorandul de acum nu a dovedit că el e capabil ca să soluționeze probleme de serii stătător, să le analizeze la justă valoare și așa mai departe. Nu ca pe îndoială și își privește noutatea științifică, rezultatele obținute de pildă. Pentru că orice lucrare, în principiu, mă refer la o lucrare nouă care apare, întotdeauna apare ceva nou numai decât, apare ceva nou numai decât, pentru că și în lucrare anume, că dumneavoastră și dumneavoastră ați pus întrebarea și mult stimatul profesor Abornic a dat întrebarea, dar și ai făcut nou aici, dar ai făcut mult chiar nou. Doriți, dacă a formulat o întrebare corect, de acum am mirat atât. Uite, el a fost întrebare. Soluția logică. Da. Și în această godere de idei, de pildă, sunt semnificative multe lucruri pe care le-au făcut autorul în teza sa de doctorat. Importanța teoretică și valoarea aplicativă. Eu nu contestez și nu pun la îndoială, pentru că, în principiu, dacă să luăm noi importanța teoretică, e o problemă care a privit sub noi dimensiuni problematica răspunderii juridice, a analizat lucruri care, în principiu, par să analizate unele, dar dumnealui s-a spus și cuvântul său asupra care nu întotdeauna m-am concit cu pozițiile celor, e că chiar și dumneavoastră ați menționat cu problemele cele care în România parcă este, noi, dar în principiu de conținut ele nu. În ce își privește calitatea metodologică, eu chiar ne-am făcut o însemnare că toate metodele sunt utilizate și se observă un lucru așa, cum ați menționat și dumneavoastră, că altfel nici nu poate să fie, dacă e vorba de mulțumat conducător științific, se observă un lucru și metodele, mijloacele, procedeile, artificiile care sunt utilizate în lucrare, ele, în genere, merită atenție,
Și eu chiar aș spune că, iată, de pildă voi mă referi la o citată din René Descartes, că el spune că prin acest autorul tezii de doctorat a reușit să pună în ordine acele lucruri asupra care trebuie să ne îndreptăm agerimea minții pentru a descoperi un adevăr. Și vom îndeplini exact dacă vom reduce treptat pozițiile complicate și obscure cu altele mai simple și dacă vom încerca apoi să ne ridicăm tot așa treptat de la o stare de lucru la altă stare mai superioară. Și eu spun că în această privință teza câștigă mult, pentru că baza metodologică și metoda logică și metoda istorică și metoda sociologică, deci practic toate metodele sunt utilizate, dar anume dumnealui le utilizează la locul și la timpul potrivit, pentru că așa că nu depinde. Evident că lucrarea prezintă interes, depinde dacă mă refer la conceperea și calitatea textului de acum lucrării. Tot la fiecare capitol am făcut însemnările respective. În primul rând, capitolul inaugural. Capitolul inaugural, el rezultă strict din cerințele care trebuie, la care un doctorant trebuie să dea răspuns. Ce s-a făcut până la dânsul, ce urmează să facă el. Pentru că, în dependență de răspunsul dat la această întrebare, da, autorul a dat răspuns la această întrebare, că, într-adevăr, deși problema a fost studiată și el trece în revistă o serie de lucrări ale autorilor din Moldova, din România, din Federația Rusă, din Franța, Italia, ne-am însemnat, totuși dumnealui a ales selectiv grăutele raționale din aceste lucrări și a închegat o lucrare care prezintă interes, după cum am spus. Și anume, în capitolul 1, autorul ne-a convins în necesitatea studierii problemei respective și în aș arăta argumentat de ce anume s-a referit la problema respectivă în calitate de temă. Capitolul 2 eu îl văd chiar ca un capitol cheie, ne-am însemnat de ce, pentru că capitolul 2 se face referință la probleme de ordine general. Mai mult, așa, sub aspect, da? Capitolul de acum vin 3-4, ele se referă la probleme de acum de ordin particular. Dar cine s-apucă să studieze probleme de ordin particular, dacă nu face referință la problemele generale, numai decât ai să te închiri și ai să cazi, de pildă, numai decât ai să, la fiecare pas ai să te potpolești, de atâta mie mi se pare că meritul autorul constă în faptul că el a reușit în acest capitol să răspundă la cele mai fundamentale întrebări, fiindcă de acum răspunsurile la celelalte întrebări n-ar fi fost. Și eu ne-am semnat chiar, știi că generalul se manifestă întotdeauna unele trăsături și particularități singulare, iar fenomenul juridic, ale fenomenului juridic, iar singularul, el întotdeauna se manifestă în general, adică există o legătură așa indispensabilă acestea două categorii și doctorandul a reușit anume ca să răspundă la întrebările principale. Tot aici, la pagina 64, am găsit definiția construcției juridice, fiindcă iam chiar să vedem. Este definiția asta, dumneavoastră dă definiția construcției juridice. Evident că fiecare din noi putem avea sau să acceptăm într-un tocmai sau să avem poate unele obiecte asupra unei probleme, asta mă rog, dar faptul că autorul dă răspuns la întrebarea aceasta și totodată argumentează necesitatea de a introduce limbajul științific sintagma respectivă.
Și la capitolul acesta 2 mi-a plăcut în genere, el a răspuns, odată a răspuns la întrebările principale. Poate că, într-adevăr, dacă îți vorbim, ca dumneavoastră ați cu lucru de amănunt, ați vorbit despre condițiile răspunderii juridice, sunt și niște lucruri care poate nu s-au vorbit de pe el, despre cazurile, de pildă chiar să luăm circunstanțe care exclud răspunderea juridică. Da, da, da. Sau de pildă, dar în principiu eu spun că s-a făcut cu lux de amănunt, doctoratul săptic are și e practician când de toate, dar asta tare mult înseamnă de pildă. Una când un teoretician s-apucă să rezolvi și alta când un practician, pentru că practicianul poate ca să dea răspunsul la multe întrebări. Capitolul 3, dimensiunea juridică a construcției teoretice a răspunderii în dreptul penal, eu am menționat faptul că autorul a reușit în genere ca să dea răspuns la întrebările fundamentale, a spus că și e un capitol reușit și capitolul 4 de acum face referință la dimensiunea juridică a construcției teoretice a răspunderii în dreptul privat. De fapt, ați vorbit aici că într-adevăr este specificul dreptul privat, fără doar și poate de fel de curioși, poate întâmpla unul care ar părit că n-ar nici glină și mâini, ca să ducă răspuns și autorul a făcut o analiză așa. Dacă ar fi să mă pronunț asupra conținutului în general, așa, făcând o generalizare de pildă la asupra lucrării, voi spune că autorul studiului științific nominalizat Cerva, Veceslav, pornește de la o analiză face o analiză și a reușit ca să răspundă la problemele principale ale temei. Dar răspunde la problemele principale depinde de planul și ala pe care îl iei, la care pornește la bun început. Așa. Asigurare bibliografică. E de ajuns să ne uităm numai la lista literaturii. Deci de acum întrebarea dispare de acum, pentru că 373 de surse, 373 de surse, asta de acum vorbește despre multe pildă. Drept că surse normative, surse, sunt și surse informaționale și surse științifice, dar faptul că el cuprinde un areal așa destul de larg al acestor surse care sunt diferite state, cu concepte diferite sunt autorii, dar dacă mă refer totuși la meritul autorului, autorul nu așa face o pur și simplu scurtă trecere revistă a literaturii utilizate, dar el o utilizează cu cap, așa, o trece prin coagerimea minții sale cu lege grăbunte lișeală, cum a spus eu, rațional, care e necesar de pildă. Și intră și în polemică, după caz, dacă e vorba de pildă, ca să... De altfel, noi am văzut că lui chiar ne-a convins că chiar din acele obiecte care au fost făcute și eu ca autor de pildă, dacă aș considera că nu-i cadul de pildă și aș considera că într-adevăr nu totdeauna ne spune cineva ceva, înseamnă că hai gata, ridicăm mâinile, bună, dar trebuie să ne ucrotim și pozițiile. Și privește asigurarea sau calitatea concluziilor generale și recomandărilor, în primul rând, am făcut așa o trecere revistă, o analiză a acelor concluzii pe capitole și a acelor concluzii generale și, în principiu, concluzii generale rezultă din cele care
care și-au găsit reflectare la finele fiecărui capitol, asta corespunde cerințelor Agenției Naționale de Asigurare a Calității. Și aici, de acum, autorul mi se pare că, într-adevăr, asta încă o dată dovedește că concluziile acestea, ele sunt la locul lor, sunt concluzii care au o pondere și o importanță nu numai teoretică, dar și practică, și ele merită să fie luate în calcul. De asemenea, aș vrea să fac referință la sursele științifice pe care autorul le are, lucrările sunt multe, da, sunt 12 de spate la dumneavoastră, 5-94, m-am uitat că mi-a trebuit 6 timp și aveți să fie 6 scoli de autor, dar 6 scoli de autor, asta de acum e propriu zis, și aceste lucrări și-au găsit reflectare în lucrare, fapt care confirmă cerințele pe care le înaintează prin regulament. De asemenea, aș vorbi despre așa o armonioasă legătură dintre ce scrie în referat și ce scrie în teză. Eu de ce spun, pentru că noi am văzut că era totuși disproporția ta. Scrii marcuna în lucrare, că te uiți de acum în altceva. Aici nu-i cazul, autorul, într-adevăr, e o sincronizare reușită, e o sincronizare care e lăudabilă în privința asta și dacă ar fi să vorbim în genere teza, calitatea teză în general, eu aș spune că studiul făcut de domnul Cerba Vecislav e un studiu de calitate înaltă, e un studiu valoros, un studiu care ține calcul de recomandările științei actuale, e o lucrare care conține rezolvarea științifică a unei probleme actuale și complexe, slab studiată literatura noastră autohtonă. Eu chiar mi-am făcut o remarcă în concluziile generale, că ar fi cazul, pentru că, dat fiind fapt că e una din prima lucrare în teorie pe problemele astea care le abordează, ar fi cazul că chiar să și consider că n-ar strica ca autorul să facă o, ținând cont, poate, de ce le-a spus azi, și luați și le publicați, pentru că, în orice caz, eu consider că lucrarea poate fi publicată și ea poate să fie de folos pentru cei care încearcă și studiază problemele acestea. Deci, dacă ar fi să vorbim teza de doctorat conținut rezolvare științifică nouă unei probleme actuale, slab studiate, conceptele și informațiile sistematizate, cât și concluziile, rezultate în urma investigațiilor efectuate pe marginea temei, subliniază semnificația teoretică și valoarea aplicativă a tezii, pot fi utilizate atât pentru dezvoltarea eficienței răspunderii, cât și în cadrul procesului didactic o științifică. Nu dau citire la toate absolut punctele. Calitatea înaltă a studiului științific doctoral lipsa unor lucrări, ea ca și ar permite și apare necesitatea de a publica. În concluzie, concluzia mi se pare că una, dacă ar fi să vorbim un verdict, e un verdict care în principiu și îl merită, autorul e unul. Piesa de doctorat a competitorului corespunde exigențelor regulamentului, de pildă, și consider că scopul
preconizat, a fost atins, că eu trebuie să... Nu, trebuie să decem. Da, absolut toate. Aici și eu am fixat toate lucrurile, dar n-am vrut să mă repet că doamna profesoară a făcut o analiză, v-a spus că... Și merit ca să fie conferit gradul științific de doctor în drept. Vă mulțumim, domnul profesor. Vă mulțumesc. Deci, domnul Izislav, vă oferim cuvântul și răspundeți sau... Domnul profesor, vă mulțumim foarte mult pentru analiza minuțioasă tezei. Deci, sugestiile noi le vom lua în calcul, în ulterior la lucrările care vor fi publicate. Domnul profesor, deci au fost două obiecții care, deci obiecția care la pagina 100, deci persistă o eroare tehnică, deoarece când vorbim de temelul răspundere juridice în dreptul public, este componenta delictului care poate fi și infracțiune și contravenție, iar această componentă delictului este temelul real care răspundere juridice în dreptul public. Și alt acolo despre cuvântul culpa. Deci, într-adevăr, în legislația Republicii Moldova sunt două forme de vinovăție, intenția și imprudența, și modalitățile imprudenței este neîncrederea și neglijența. Însă, în doctrină, literatură, juridică pe penal, unii autori folosesc culpa, termenul de culpa. Și dat fiind spațiul doctrinar românesc, am folosit și eu termenul culpă, presupunând culpa ca imprudență prin formele sale de sindicatări și neglijență. Asta e... Bine, vă mulțumim mult, Vesel. Așa, acum trecem la următoarea dreaptă. Dezbatere în ședință. Deci, conform regulamentului, membrii Consiliului Științific trebuie să-și expună, hai să spunem așa, opiniile asupra tezei. Poftim domn profesor Avornic, poftim dumneavoastră cuvântul. Da, mulțumesc, domnule președinte. Trebuie de mult așteptați. Nu mi-am schimbat poziția, mi se pare că n-am fost în sala asta, am fost în altă sală data trecută, da. Dar am rămas pe aceeași poziție. O să încep la aceea că nu pot să nu fiu de acord cu profesorii mei, cei care m-au învățat. Am ascultat foarte atent ambele avize, ambele referențe oficiale și, cu adevărat, sunt absolut de acord. Eu am lucrat cu pretendentul la titlu la etapa inițială, adică n-am avut până la, inclusiv cu domnul conducător științific, care permanent susține, ajută. Am discutat mai multe aspecte. În cea mai mare parte, el a făcut lucrul ăsta până la ieșirea la susținere oficială. Adică au corectat unele, mă rog, asta este poziția mea și eu nu o să mi-o schimb niciodată, că noi trebuie să ajutăm pe cei care tind la titlul de doctor în drept până la susținerea oficială. Dacă poți să pui umărul, să ajut să susții, de ce să mă faci atunci? Și eu mă conduc anumit de acest principiu, exact ca și conducătorul lui științific. Și am făcut asta la etapa inițială. Mie îmi pare rău că așa s-a primit de acum, suntem pentru a doua oară. Eu nu mi-am schimbat absolut deloc poziția. Dacă pe majoritatea absolută de probleme care le-am avut în discuții, dânsul a căzut de acord cu poziția mea. Sunt vreo câteva care nu ne-a căzut de acord, eu rămân și cred în continuare. Eu o să vă dau doar câteva exemple foarte simple. Ceea ce a inventat nou, nu se discută, dar ceea ce ține de tip, am discutat cu doamna Grecu, tip, formă, modalitate, dânsul o abordează puțin altfel problema, eu am alt punct de vedere și rămân la asta, dar stimez și poziția lui. Uneori nu se știe că e corectă. Chiar dacă tu ocupi o poziție mai înaltă, chiar dacă ai niște titluri, grade, sau chiar dacă ai fost și profesorul respectiv, dar elevul tău are o altă poziție și poate nu e exclus că poziția discipolilor să fie o leacă chiar mai bună și mai corectă. Deci eu susțin și acest punct de vedere. În lucrare se vede și poziția autorului pe tot parcursul ei,
a corectat ceea ce i-au făcut niște de experți. Sper că a doua oară o să fie deja fără careva pretenție și fără careva profesor, dar și în, ea ca și o pățăta și care pământ totuși se învârte în jurul soarelui. Mm-hmm. Și o pățăta atunci. Erau corect față de profesorii care i-au învățat. Așa e? Da, da. Altă poziție. Eu o să votez pentru, ca și data trecută, nu mi-am schimbat deloc poziția, rămân pe ceeași. Domnul profesor, examenul e adevărul mult mai este. Corect. Este o propunere. Este o poziție unică. Corect. Care pot să-și găsească confirmare în doctrină, dar poate să nu găsească confirmare. Dar nu mi. Exact. Domnul mă uit că doamna Zinaida așteaptă, prin răbdare să-i oferim cuvântul. Doamna Zinaida, ne auziți? Nu. De că să mi-o punem pe telefon. Poți pune pe telefon. E prea departe de microfon, poate. Doamna Zinaida? Nu, că era sus, e prea. Da, eu o văd acolo. Este. Da. La dânsa e microfonul închis. Da. A, păi trebuie să ia-l de... Nu, da, chiar nu se... Sunați-o și spuneți să corecteze. Da, depinde, ați văzut că... Doamna Zinaida, conectați-o. Gata, 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 s-a auzit. Da, eu încerc... Bună ziua, știu, constituțională, am luat situația și ceva așa. Deja nu mai este. Noi vă auzim foarte bine. Mă auziți? Da, da. Da? Da, da, referitor la teza, până acum am auzit ce am vorbit. Da, da. Da, mulțumim. Teza de doctor, eu reprezint, consider, după cum ați spus și dumneavoastră, că este o lucrare originală și anume problema este una extrem de importantă, atât din punct de vedere teoretic și practic și din analiza care am văzut-o noi și la seminare, că, desigur, ea este prelucrată de fira părți, oarece a fost de două ori și la seminar și la toți am participat și am văzut anume lucru titanic care, și enorm care a fost făcut de către autor sub monitorizarea conducătorului științific. Și referitor la cele spuse, vreau să spun că teza este tot una din primele care abordează o problemă interdisciplinară a problemelor privind răspunderea juridică între public și drept privat. Și iată, referitor la delimitarea aceasta, deși a fost înfăptuită de secole, atare a fost prelucrat acest fenomen, totuși întotdeauna a fost o întrebare între dreptul public și dreptul privat. Și iată, mi-a plăcut foarte mult, într-adevăr, că s-a lucrat și la discipolii domnului profesor Balda, care am participat și noi la, dacă țineți minte, a lui doamna Ursu, al doamna Stahi, anume cu vinovăția, cu răspunderea în dreptul patrimonial și toate acestea tot sunt incluse, adică se duce mai departe ideea familiei de răspundere judiciară. De asemenea, mi-a plăcut foarte mult anume conceptul construcției teoretice a răspunderii juridice, că anume a fost dată și definiția, o definiție destul de interesantă, care într-adevăr poate servi ca un reper atât pentru, pentru studenți, doctoranți, masteranți, doctoranți. De asemenea, mi-a atras atenția, deși lucrul nostru este
anume avocatura, prezumția nevinovăției, care a fost caracterizat foarte frumos în capitolul 3, anume referitor la, chiar dacă ea apare la secolul 18, începutul secolului 19 în Anglia, anume se vede fiecare moment strict din punct de vedere a dreptului public, a dreptului, a dreptului penal. Referitor la, este caracterizat de asemenea și aspectele specifice exclusiv al răspunderii ce țin de dreptul public, anume imunitatea parlamentară și procedura de ridicare acesteia. De asemenea, s-a dat strict, s-a determinat de mijlocii și deosebirile dintre sancțiunile de drept public și drept privat, care, într-adevăr, a ajuns la inima fiecărui jurist care activează de mijlocit în domeniu. Și dacă să punem la aceasta toate cele expuse supra și toate, vreau să spun că o asemenea abordare a problemei care a fost spusă de către autor și de către producătorul său științific este semnificativ, măcar din simplu motiv că cine încearcă să cerceteze probleme particulare, descoperă necunoscutul din problema generală. Și iată anume, aici și momentul acesta frumos a fost și după studierea minuțioasă a disertației, ne permite să constatăm că problematica abordată în acest studiu este foarte bine documentată și a fost tratat cu o bază solidă teoretico-metodologică și documentală și reușita, anume stă în bibliografia aceea mare, mare, care o are și o să mă opresc nemijlocit la concluzii că structura și conținutul tezei, metodele utilizate și logica expunerii materialului investițional sunt o dovadă elocventă a autorului care a realizat un studiu valoros și profund la tema abordată. Teza de doctor conține o rezolvare științifică nouă a unei probleme actuale care am văzut-o și studiul științific al domnului Cerba, Cerba Vecislav, corespunde exigențelor Consiliului Național de Atestare și Acreditare a Republicii Moldova și în baza regulamentului acesta merită conferirea gradului științific de doctor în drept. Unica ce vreau să remarc că chiar dacă sunt unele greșeli care eu le-am enumerat toate și în lucrare, o să le dau în pe o coaie deoparte, ele nu afectează anume valorii acestei lucrări valoroase care face din copacul genealogic a domnului Baltac să mai apară încă o crenguță cu flori și cu fructe. Vă mulțumesc din suflet și vă mulțumim foarte frumos. Vă mulțumim, doamna profesor. Eu o să remit. Așa. Acum, prietecine, avem avizul domnului Grama și domnul secretar, vă rog să analizați opiniile și domnului membru al Consiliului Științei, domnul Grama, care astăzi are probleme cu sănătatea. Se deplasează foarte greu. Da. Da, mulțumesc, domnul președinte, toți cunoaștem. Mergea într-o cârjă, dar în două, știi? Da, e problemă. E problemă, da. Dar e activă, e amădere. Da, poftim. Mulțumesc, domnul președinte. De obicei nu port ochelari, dar azi mi-am dat seama că ar trebui să port. Dar nu de atâta că... nu mai spun câți, dar mi-am dat seama, pentru că avizul domnului Grama Dumitru este de redactat de mână, așa cum de fapt e obiceiul dânsului. Da. Iar aici e mai greu, se citește ca orice scris de mână. Deci, da. Și mărunțel tare. Eu l-am parcurs între timp, dacă îmi permiteți să dau citire doar părții rezolutive, de fapt ea nu se regăsește atât de, spun, tranșant. Cel puțin am cătat să găsesc niște obiecții sau sugestii, nu se regăsesc. Domnul Dumitru Grama trece în revistă toate componentele, așa de fapt cum au făcut-o și antevorbitorii a tezei respective și concluzionează cu următoarele. Reieșit din investigare, cer scuze pentru
Structurii și a conținutului tezei doctorat construcție teoretică răspunderii juridice în dreptul public și în dreptul privat, susținem că lucrarea examinată corespunde standardelor și rigorilor stabilite de legislația respectivă în vigoare și autorul ei, Vieșlav Cerban, merită să-i fie acordat gradul științific de doctor în drept. Dumitru Gramă, semnat... Deci, părții sau sugestii, obiecții nu are categorie. Probabil că e mai mult decât clară decizia... Domn profesor, sau... nu-i plagiat că ne copie pe noi? Nu, se regăsesc... Da, am uitat. Dumnealui trece în revistă aceleași surse, aceleași compartimente, aceleași componente ale tezei, de fapt... Eu vă mulțumesc mult, nu stimați membri ai Consiliului, cred că e suficient ca să anexăm la... Dacă nu sunt obiecții... Da, eu luat cuvântul, dacă vă amintiți, în ședința. Da, sigur. Și practic nu se schimba chiar și nimic. N-are sens să repet numai pe aceeași. În ce scurt. Și acum vă mulțumesc cu dumneavoastră. Da, mulțumesc, președinte. Respectiv, am redactat și eu o referință la acest capitol. Nu e redactată de mână, e să citește mai ușor cu vederea mea, dar nu o să o fac, pentru că o să o prezint la materialele dosarului de astăzi. O să fiu pe cât se poate de succint. Și între timp mă gândeam la... Probabil că sunt jur de 30, domn profesor. Dacă nu greșesc, data trecută ați spus că era 29. Nu, în ordinea care, dar ca număr total, da? Și mă gândeam că despre răspunderea... Domnul meu, da, el e 30. Despre financiar fiscală, despre alte forme, despre condiții, despre vinovăție, despre multe, multe toate legate de răspunderea juridică. Dar astăzi văd eu că... lucrurile s-au întors un pic invers și parcă s-ar părea că domn profesor vrea să cheie cumva cercetările domeniu, pentru că mi se pare mie a pus pe masă o lucrare de referință, nu în sensul, pentru că s-a mers de la general, de la general la particular, de la particular la general, acum este o lucrare de referință. La modul cel mai serios. Pentru că prin fixarea scopului, prin trasarea celor obiective care descriu acest scop, prin rezultatele, prin cercetările propriu-zise și prin concluziile care s-au făcut în capitolul concluzii generale și recomandări, avem de față această lucrare. Evident că o să sugerez și eu să o publicați neapărat. Pentru că este o lucrare de valoare teoretică. Și chiar sunt de acord aici cu dumneavoastră când ați spus că nu sunt mai multe sau suficiente repere practice unde ar fi putea ancorată această lucrare. Este o lucrare de referință fundamentală. Și ar fi păcat ca ea să nu fie pe polițele bibliotecilor, să nu fie citite în măsura în care își vor da interesul și alți cercetători. Eu vă felicit pentru acest succes, că îl consider succes și evident că voi opta pentru conferirea gradului de doctor în drept domnului Cerbăriu. Vă mulțumim mult! Restul sau detaliile sunt invocate în această referință, ea fiind absolut pozitivă. Mulțumim mult! Deci noi mergem spre finish, ultima sută de metri, conform deci, hotărârii sau componențe, sau cum în Consiliul Științific Specializat, președintele e primul dintre cei egali. Dar astăzi, eu sunt ultimul dintre cei egali. Conform regulamentului, eu, la urmă, la sfârșit, în calitate de președinte, o să vin cu niște aprecieri, nu? Sunteți de acord? De acord, dar dacă este cineva online, nu a apărut niciunul? Noi suntem aici. Nu, dar am înțeles că este... au acces oricine. Nu. Și ne acceptăm. Noi, pe ce au acces? Dacă ies cineva, da. Noi nici un doritor. Ce să... Nu mai acolo. Poftim? Nu. Noi vedem. Vedem pe ecran. Numai Zinaida și noi ca organizatori. Da. Bun. Atunci, poftim. Îmi permiteți, da? Sigur, doriți. Deci, în ora asistență, într-adevăr, de acum, e înspre sară. Eu am ascultat foarte atent referințe oficiale, pe dumneavoastră, vezi că Comitetul Științific, cunosc lucrarea, am citit-o și îmi permiteți că în urma urmarea examinării, analizei, evaluării, vin cu
stimați aprecieri în calitate de președinte. În primul rând, potrivit criteriilor care sunt stabilite de către ANACEC, vreți că noi trebuie să ne expunem într-o formă, adică ordonată, vreți că referitor la gradul de noutate, la originalitate, la cercetării științifice. Și iată, eu vin cu o apreciere că, într-adevăr, autorul, pretendentul la gradul științific, doctor în drept, a reușit să prezinte în această prezentare de astăzi problemele teoretice și aplicative privind esența și conținutul răspunderii juridice. Mai apoi, referitor la reconceptualizarea construcțiilor teoretice ale răspunderii în dreptul public și privat, la nivel doctrinal, și aș spune că prezintă un subiect de noutate pentru teoria generală a dreptului. Dumnealui în lucrare menționează că până acum acest subiect n-a constituit obiectul special a vreunei investigații, însă parțial se regăsește în mai multe, trebuie să fie mai modestă, puțin dumneavoastră, aportul dumneavoastră este mai departe. Bun, noutatea științifică. Accept, cum a fost spus, aceste teze de doctor constă în faptul că prezintă o cercetare complexă, în primul rând, a construcției teoretice, a răspunderii juridice în condițiile de construire a unui stat de drept. Este propusă și argumentată propria opinie asupra conceptului construcție teoretică a răspunderii juridice în teorie generală a dreptului. Eu v-am adresat o întrebare la acest capitol. Bineînțeles că lucrarea e originală. Toți au accentuat acest moment, pentru că este originală și aceasta rezidă din faptul că este consacrată problemelor actuale ale științei teoriei dreptului. Într-adevăr, răspunderea există de la începuturi, dar la fiecare treaptă, suntem în secolul 21 și au apărut și alte, da, lucruri, fapte care se cere a fi sancționate de către stat și mai departe către societate. E o lucrare calitativ nouă care ne ridică pe o treaptă mai înaltă în teoria generală a dreptului. Lucrarea este elaborată în spiritul, aș spune așa, ca trei de drept public, la Olimp, când aici e realizat așa, și, dar aceste probleme sunt clar că și elaborat în spiritul unui concepții teoretico-metodologice contemporane, proprii modelul european, care îl promovăm noi la ULIM și nu numai la ULIM și la Constantin Stele și la toate instituțiile. Pentru realizarea temei supuse cercetării, teza urmărește și un scop, care scopul de a sistematiza multitudine de opinii în vederea fundamentării unei construcții proprii, prin intermediul căreia s-a elaborat în cadrul metodologic și conceptual complex prin problema respectivă. După cum a spus și domnul Boris Negru, deci scopul e unul, dar mai departe acum sunt formulate obiectivele care se regăsesc în toate capitolele tezei dumneavoastră. Rezultatele noi, principial noi, care au fost obținute în urma investigațiilor, au contribuit la elaborarea unei sintagme care a fost unanim acceptată astăzi, de construcție teoretică a răspunderii juridice în dreptul public și în dreptul privat, adică calitativ noi în știința teoriei dreptului. Eu aș spune că asta având în calitate de bază cercetarea, asta a fost baza cercetării și problema. Sau, hai să spunem așa, este o soluție a problemei științei și de bază, care a fost pronunțată și la început, în autoritatea temei. Eu o lui. El își exact, da, da, da. Mai departe. Direcția științifică, deci care o promovează domnul profesor Dumitru Baltar, adică o direcție științifică, la acest capitol eu aș spune că e reactualizată și corespunde opinii și numai doctrinii noastre, vezi, așa? Obiectul de studiu este bine definit și clarificat, așa, problemele supuse spre susține au fost la fel elucidate, valoarea practică s-a vorbit, rezultatele obținute, s-a vorbit destul de detaliat. Nivelul de argumentare
de acum și domnul Vostov a propus spre publicare lucrarea. Dar nu era cândva o tradiție când în sub numărul 1 noi acceptam, dar doilea recomandam spre sânire. Știi, s-ar putea de pus în procesul verbal, vreau zic, și mai apoi. În hotărâri. La mine în referință am făcut. Da, da, sigur. În hotărâri. Și să nu mai ceară la subconsiliu, la catedră și mai departe. Director, zic, prin asta se poate fi dumneavoastră cunoașteți, vreau să comentați lucrurile astea, așa? Deci opinăm așa pe ansamblu că lucrarea acoperă problematica evoluțiilor recente și a aspectelor curente ale instituției răspunderii juridice. În lucrare sunt suficiente și numeroase abordări, eu nu-ți mai spun concluziile toate, fiindcă concluziile și recomandările care au fost, vreau zic, în redacția, în teza redactată pentru seminarul astăzi, cu totul altele, sunt actualizate și mai aproape de temă. E clar că și prezentarea tezei a fost prezentă, clar că are emoții, eu înțeleg că noi toți suntem cu azi, dar dumnealui, pretendentul, are emoții, dar a avut o ținută bună și a prezentat tema într-un ritm așa, într-un limbaj, voce și așa mai departe. La tema tezei au fost publicate 20 articole în volumul respectiv care îți corespunde. Așa, concluziile teoretice și cu mândări de practice expuse reflectă aportul personal al autorului, vreau zic, și apreciez teza de doctor în drept elaborată de domnul Cerba este actuală și scopul cercetării este atins. Conținutul și forma tezei corespund cerințelor regulamentare în vigoare. Eu, în calitate președinte, nu odată cum a răsfoit teza și autoreferatul, adică nu tot dai, am îi spunem, rezumatul, da? Rezumatul, dacă corespunde. Eu aș spune că e reușit. Dacă să luăm așa actualitatea sau primul compartiment de teză, el îi corespunde în tocmai și în rezumat, și în rezumat chiar și conținutul, adică și de problemele care sunt în teză, vreau că ele sunt comprimate și se regăsesc în acest rezumat al tezei. Astfel, în concluzie, spun că conținutul, toți unanim, conținutul lucrării corespunde specializației 5.1.01, tipului general dreptului și propun și eu Consiliul Științific de a conferi titlul științific de doctor în drept domnul Cerba Vecislav. Vă mulțumesc. Dacă sunt întrebări la acest capitol, dacă nu sunt întrebări, atunci trecem la următoarea. Stai că domnul, poate dumneavoastră e ceva de spus, domnul Cerba, realitor, dar cele expuse de astea. Nu-i ultimul, nu-i ultimul, asta e ca... Să răspundeți la ceea ce au vorbit membrii Consiliului. La ce am vorbit membrii Consiliului? Ești de acord, poate nu ești de acord? Eu sunt totul de acord. Nu ați vorbit, dar vă mulțumesc foarte mult. Încearcă să nu fii de acord. Grabă ta. Așa. Bun. Deci, următoarea treaptă, noi am pregătit proiect hotărârii. Adică, membrii Consiliului am pregătit proiect hotărârii și propun... Noi ne retragem, da? Votare. Da, votare e... Orice. Nu votare mai e. Noi... Numai membrii Consiliului, nu pot să fie. Vezi că domnul filmează, proiectul hotărârii de o să fie citit. La sfârșit? Când o să fie, e vorba. Nu, trebuie să citești acum înainte. Da, proiectul hotărârii. Am înțeles, da. Ok, domnul secretar. Mulțumesc, domnul președinte. Hotărârea Consiliului Științific Specializat D551-01 Universitatea Liberă Internațională de Moldova, privind valoarea aplicativă și noutatea științifică a tezei de doctor cu titlul Construcția teoretică a răspunderii juridice în dreptul public și în dreptul privat, la specialitatea nominalizată, susținută de domnul Cerba Vecislav în ședința publică de data de astăzi, 28 mai 2021. O să dau citiri integrale. Da. Nu e atât de mare. Corect. În rezultatul analizei tezei de doctor, construcția teoretică a răspunderii juridice în dreptul public și în dreptul privat la specialitatea 551-01 Teoria Generală a Dreptului, prezentată de domnul Cerba Vecislav Consiliului Științific Specializat, a concluzionat următoarele. Actualitatea temei supuse cercetării poate fi dedusă din chiar denumirea acesteia, denumirea
e construcția teoretică a răspunderii juridice în dreptul public și în dreptul privat, vine cu mai multe argumente pentru cercetarea construcției teoretice a răspunderii juridice, atât în perspectiva teoriei generale a dreptului, cât și în cercetarea construcției teoretice a răspunderii juridice în dreptul public și în dreptul privat. Studiul aprofundat al răspunderii juridice nu poate fi niciodată inoportun sau neactual. Subiectul este atât de specific pentru fiecare etapă de evoluție a societății, de evoluție a dreptului în genere, încât a afirma că este epuizat studiul acesta este absolut imposibil. Pe de o parte, acest lucru vine din faptul că odată cu evoluția societății, a relațiilor sociale, a sistemului de drept și a tehnologiilor informaționale, răspunderea juridică dobândește noi dimensiuni. Pe de altă parte, aceasta nu poate stagna. Nu există oportunități de stopare a dezvoltării acestei instituții. Nu există argumente care ar convinge că subiectul este suficient cercetat și reglementările existente în materie de răspundere juridică, atât în sfera dreptului public, cât și în aceea dreptului privat, ar fi oarecum suficient de bine formulate și aplicate încât orice efort suplimentar orientat spre dezvoltarea studiilor existente, spre adaptarea reglementărilor existente la noua realitate ar fi inutil. Autorul a abordat o temă ce prezintă o actualitate practică, întrucât inexistența unei cercetări științifice și lipsa de cunoștință privind fenomenele noi generează neclarități și dificultăți în aplicarea normelor de drept și în acest context s-a considerat ca fiind benefică și necesară o nouă aplicare asupra acestei teme. Evident că nivelul de cunoaștere a construcției teoretice a răspunderii juridice în dreptul public și în dreptul privat este la un nivel rudimentar, acumulare de materiale științifice, ipotetice, care de-a lungul timpului ar fi posibil să se folosească pentru a trece de la niște indicii calitativi la niște indicii calitativi în domeniu, cantitativ la cei calitativi în domeniul dat. Dar problema este în continuare mai profundă și mai complicată și se bazează pe conceptul generic în raport cu categoria studiată. Construcția teoretică a răspunderii juridice, care are mai multe manifestări. În concluzie, s-a apreciat că o unanimitate de opinie cu privire la identificarea și definirea conceptului de construcție teoretică a răspunderii juridice în teoria dreptului, cât și în științele de ramură, nu s-au format. Cercetând elementele de structură a construcției teoretice a răspunderii juridice, autorul a ajuns la concluzia că ele sunt următoarele. Normele dreptului material și procesual, sancțiunile normelor juridice de drept material și procesual, principiile răspunderii juridice, definițiile științifice și concepțiile referitor la temeiurile și limitele răspunderii juridice. Scopul tezei constă în identificarea și examinarea conținutului construcțiilor teoretice a răspunderii juridice în dreptul public și dreptul privat prin prisma trăsătorilor și elementelor ce caracterizează în general răspunderea juridică și ca urmare accentuarea importanței acestei construcții, necesitatea operării cu această sintagmă atât la nivelul teoriei generale a dreptului cât și a ramurilor de drept. În mod corect, pentru realizarea acestui scop, autorul a stabilit următoarele obiective. Sau la mine lipsește o foaie, sau... Așa și este. Da, pentru că urmează obiectivele și ele nu se regăsesc. Poate le-am pus undeva în... Erau toate. Probabil că aici, că mă o să răsfoiesc. O să merg în continuare, dacă... Da, da. Rezultatele cercetării pot fi utilizate, vorba despre aplicabilitate, în plan teoretico-științific, pentru o abordare conceptualizată a problemelor ce țin de fenomenul construcției teoretice, răspunderii juridice de drept public și acele de drept privat. În plan normativ-juridic, rezultatele cercetării extind considerabil viziunile teoretico-doctrinare existente vis-a-vis de construcțiile teoretice ale răspunderii juridice de drept public și acele de drept privat, ce va contribui la perfecționarea legislației din Republica Moldova. În plan doctrinar, didactico-disciplinar, la predarea cursului de teorie generală a dreptului, la tema răspunderea juridică, în ramurile de drept civil, muncii, administrativ, penal și fiscal.
Rezultatele științifice principale înaintate pentru susținere au fost reflectate în publicațiile autorului, după cum s-au enunțat, 12 la număr, și comunicate în, în cadrul diferitor simpozioane și conferințe naționale și internaționale. Rezumând cele menționate, se constată că construcția, teza construcția teoretică a răspunderii juridice în drept public și drept privat, elaborată de domnul Cervar Eslav, conține un ansamblu de rezultate ce prezintă interes atât teoretic cât și practic, formulează concluzii și recomandări de o reală oportunitate și utilitate aptă să soluționeze un șir de dificultăți care există la etapa actuală. Teza dată este elaborată în conformitate cu criteriile ANACEC, corespunde cerințelor de fond și de formă înaintată față de o teză de doctor, având o structură bine definită, expunând logic toate ideile, totodată favorizând înțelegerea maximă a mesajului tezei. Lucrarea are un caracter științific, cu un plan construit judicios, cu note originale, aspect novator și înalt grad de aplicabilitate. Teza corespunde exigențelor înaintate de Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, iar autorul acesteia merită conferirea gradului științific de doctor în drept la specialitatea 55101 Teorie Generală a Dreptului. În conformitate cu actele normative ale ANACEC, Consiliul Științific Specializat de 55101 a decis 1. A conferit domnului Cerba Veceslav gradul științific de doctor în drept la specialitatea 55101 Teorie Generală a Dreptului. A solicitat Consiliului de Conducere al ANACEC să confirme hotărârea Consiliului Științific Specializat privind conferirea gradului științific de doctor în drept domnului Cerba Veceslav și a eliberat diploma respectivă. Și 3 este propunerea despre publicarea urmând ca urmare a aprecierilor care s-au dat până acum. Așa da, aici da. Vreți că așa. Acum noi trebuie să votăm secret, așa, dumneavoastră vreți că vă rugăm facem o pauză, nu departe, nu aveți până la Ștefan cel Mare, aici mai aproape, bun, și mai critic. Da, ne păzim, ne păzim, aveți grijă dumneavoastră, da. Covid-ul. Mersi, mă. Așa, dați-mi voie ca să spun rezultatele. Eu, da. Sigur. Onorată asistență, deci dau citire procesului verbal privind rezultatele votării membrilor Consiliului Științei Specializat la Universitatea ULIM, 28 mai 21, în vederea conferirii gradului științific de doctor în drept a domnului Cerba Veceslav, în baza susținerii publice a tezei de doctor în drept, cu titlul Construcția teoretică a răspunderii juridice în drept public și în drept privat, la specialitatea 55101 pe originea a dreptului, conducător științific Otac Dumitru, doctor în drept, profesor primar, universitar. Au fost prezenți la vot 5 membri, așa s-au votat, pro 5, contra 0. Secretar științific, postul, Ion. Acum, vă rog să aprobăm prin vot deschis hotărârea. Numai membri. Numai membri, unanim. Da. Acum, îmi permiteți să dau cuvânt de încheiere domnului pretendent, să ne spună dacă sunteți de acord. Vă și-a primit felicitările. Nu-i pretendent. Nu-i pretendent. De acum, domnul. Da. Ceauri. Da. În momentul când... Îi spune cuvânt de încheiere. Da. 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 Ultimul cuvânt. Așteaptă să-i deschide. Eu vă mulțumesc de suflet pentru sportul. Da. Tot ce... Mulțumesc foarte mult. Domnul colonel Baltac a făcut o muncă ușoară. Sper să fie tot bine și... Și o să continuați mai departe activitatea respectivă, da? Vă mulțumim! Deci, mulți stimați onorată asistență, dacă sunt observații la procedura de organizare și trecere a ședinței de astăzi, dacă nu, atunci îmi permit să declară închisă ședința de azi a Consiliului Științei. Felicitări! Felicitări! Ambelor!
și succese. Conflictul numai eu vreau. Gata, ședința închisă. A, vrei să tu ceva? Da, ședința închisă. Da,